Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Educația în România este într-o continuă reformă. În 26 de ani am avut mai mult de 20 de miniștri ai educației care și-au dorit să schimbe câte ceva. Și președintele României a lansat o dezbatere națională, România Educată. În acest sens, oricine dorește și are acces la internet, poate intra pe site-ul România Educată și să își spună părerea despre cum ar trebui îmbunătățit învățământul din țara noastră. Specialiștii clujeni de la Centrul pentru Studiul Democrației au dat curs aceste invitații și au realizat un raport în care au identificat 11 zone deficitare în sistemul de educație și au propus soluții. Care sunt acestea, vom afla chiar de la autor. Și astăzi vorbim la TVR Cluj despre IA românească, acest simbol al identității și creativității spațiului românesc care dăinuie din timpuri străvechi. Specialiștii ne atrag atenția că IA este o lecție de istorie. Este un simbol de țară recunoscut la nivel mondial care trebuie păstrat cu sfințenie. O să am alături doi oameni care trăiesc pentru acest lucru și de la care vom auzi povestea cămeșii românești autentice. Dar înainte, vi-l prezint pe coechipierul meu de astăzi, jurnalistul Mihai Prodan de la Actual de Cluj. Bună ziua, Mihai, bine ai revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Cu drag, de fiecare dată, chiar dacă nu ai cămeșă pe tine pentru a doua parte, oricum ești bine informat. Spune-mi, ce subiecte mai întâi, fost astăzi? Subiectul care pare al zilei, principalul subiect al zilei, Canicula. Este decizia, nu, să știi, și asta, dar uite, o decizie pe care a luat-o Parlamentul în urmă cu două ore, cam așa, legat de faptul că parlamentarii care își angajează rudele în cabinetele de lor parlamentare nu mai intră sub incidența conflictului de interese în anumite situații, decât după 2013 încoace. Și a fost o decizie luată super pe nepregătite, oamenii așa, nu știu decât de acum, înainte. Da? Foarte mulți vor ieși dintre cei care sunt judecați pentru conflict de interese sau cercetați de Agenția pentru Integritate, așa, vor scăpa de incidența legii, tocmai datorită deciziei luate astăzi. Acesta mi se pare subiectul zilei de azi, și canicula, și nu doar canicula, adică e doar o parte din fenomenele meteo care ai văzut de câteva săptămâni deja, ba furtuni, ba ploi torențiale, ba caniculă cu indice termic deosebit de depășit, umezială și așa mai departe. Și asta este. Un alt subiect al zilei, de fapt al săptămânii, am putea spune, este odată ce s-au ales noile garnituri în administrația locală și județeană și așa, acum se fac... se caută locomotivele. Da, se caută lideri, se caută coaliții, cine cum. Pe actualdecluj.ro, colega Cosmina Fernoaga a făcut o radiografie a situației la Cluj, în Cluj-Napoca, cum va arăta Consiliul Local, în Cluj, în județ, cum va arăta Consiliul Județean, dar evident că astfel de negocieri, decizii, discuții se fac în fiecare dintre județele Ardealului și, de fapt, din toată țara. Cam astea ar fi și trebuie să zic, din păcate, pentru că se apropie perioada concediilor pentru mulți oameni, aproape că nu se mai întâmplă nimic. Toată lumea se gândește la concediu sau e deja în concediu, mulți se așteaptă, dacă sunt profesori, au intrat deja în vacanță, dacă sunt în justiție, vine vacanța judecătorească, dacă sunt în cultură, e gata stagiunea și se închide până la toamnă, și mai departe. Foarte multe domenii încep deja să se gripeze în ce privește activitatea și probabil că o să o rea abia la toamnă. Uite că în domeniul educației unii oameni lucrează și lucrează din greu. Prietenii noștri, specialiștii de la Centrul pentru Studierea Democrației, au scos acest raport. Îți propun să trecem la acest subiect. Îi avem alături de noi pe profesorul universitar dr. Gabriel Bădescu, directorul Centrului pentru Studierea Democrației. Bine ați venit! Mulțumesc că m-ați invitat! Și lector universitar dr. Viorel Nistor, de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua! Bine ai venit și de data aceasta! Bună ziua, bine v-am găsit și de data aceasta. Mai ales că discutăm despre educație. Avem alături doi profesori, da? Și este foarte interesant studiul realizat de voi. Și vreau să începem chiar de la nume. Educație, bună guvernare, securitate națională. Ce legătură este între toate acestea? Strânsă.
Mai am o știre a zilei care nu a apărut și cred că e relevantă pentru discuția noastră. A fost arestat un... Rectorul din Oradea, da, Universității Oradea. Da, e important. E vecinul nostru de județ. E o universitate mare, una dintre cele mari din România. Și arată o problemă a sistemului. Faptul că educația ajunge la știre atunci când e arestat un rector, la fel cum medicina ajunge la știre atunci când e un scandal. Dar, din păcate, problemele sunt adânci și cer o atenție de durată. Altfel, cu mulții miniștri care se perindă și cu acțiunile care sunt făcute să arate acțiune și mișcare, dar care nu țintesc mijlocul problemei, vom fi acolo unde suntem și, de fapt, vom fi tot mai prost. Și asta e una dintre primele concluzii ale acestui studiu. Ne-am uitat la toți indicatorii pe care i-am găsit în literatură, în date statistice, România într-o perspectivă comparată și în timp. Și nu doar că stăm modest, foarte modest, dar suntem singura țară din UE unde lucrurile se degradează încet, încet. Nu atât de rapid încât să fie o știre, dar atât de clar încât să simțim aceste efecte în viitor și asta e cert. Acum, demersul nostru e unul colectiv, suntem 8 colegi, e urmarea unei conferințe care avea titlul pe care l-ați amintit. Și unde am încercat să avem oamenii cei mai interesanți și interesați de educație din țară, atât din zona academică, cât și din zona guvernului și a președinției și a ONG-urilor, pentru a pune lucrurile cap la cap. Pentru că un deficit al discuțiilor pe educație este că lumea discută despre feliuțe. Ori, de fapt, lucrurile se întrepătrund și e foarte greu să repari un fragment în mod durabil dacă nu te uiți la context, la celelalte aspecte care apar. Și ați consultat încă 42 de experți. Exact. Deci a fost acea conferință, toți acești oameni și-au prezentat lucrări, apoi noi, e răspunderea noastră, echipei de autori, deci nu dăm vina pe cei 40, am scris un text destul de voluminos, cu foarte multe referințe, pe care l-am trimis spre consultarea acestor persoane și am mai primit feedback din partea lor. Deci cumva e un demers colectiv și credem că așa trebuie făcute lucrurile și de aceea salutăm și noi inițiativa președinției de a-și propune ca pe durata unui an să fie colectate puncte de vedere și fapte și nu doar să mai schimbăm, să strângem un șurub, să dăm subiecte mai ușoare la bacalaureat și apoi să ne bucurăm că succesul la bacalaureat a crescut. Eu aștept nu doar să fie colectate, da? Deci toate aceste sugestii să prindă contur și așa cum spuneai și tu să fie un tot și să fie o schimbare în adevăratul sens și în bine. Da. Fiindcă concluzia voastră a fost sistemul educațional trebuie schimbat. Trebuie schimbat pentru că educația nu e doar un drept individual, nu e trist doar pentru cei needucați că sunt astfel. Avem date statistice care arată că trăiesc în medie cu câțiva ani buni, mai puțin, că au joburi amărâte și sunt condamnați mulți la sărăcie. Deci e dreptul lor să citească un text când primesc un împrumut de la bancă și înțeleg ce e acolo sau instrucțiuni de folosire a aspiratorului. Ori în România avem o proporție tot mai mare de oameni care au astfel de probleme. Nu pot să-și ia carnet auto, că nu înțeleg. Și mulți oameni nu înțeleg că și noi ceilalți câștigători, adică clasa de mijloc educată din orașe cum e Cluj, unul dintre puținele orașe din România care o duc bine, vom avea de suferit, vom fi trași din urmă de această parte a populației care nu se descurcă. Și foarte frecvent nu e vina lor, e vina unui sistem care mută resursele prost, care creează și inechitatea și probleme de calitate. Da, asta este una dintre concluziile studiului vostru, un prim aspect identificat. Capacitatea administrativă scăzută a statului, în special a Ministerului Educației Naționale și a cercetării științifice. Exact, e la fel ca în sănătate, unde ne descoperim că suntem vulnerabili. Mergem în spital, presupunând că oamenii care ne salvează sunt calificați, că substanțele sunt ce ar trebui să fie, ori dacă statul nu controlează, nu penalizează, suntem vulnerabili. Domnule Nistor. Sunt multe lucruri de spus. În primul rând vreau să fac câteva precizări legate de poziționare.
Deci, cu domnul Bădescu suntem colegi, nu am participat, sunt însă din mediul didactic și fac dintr-un început să salut apariția unui astfel de document. Eu am apucat, fiind circulând pe comunicarea internă a facultății, eu am apucat să citesc înainte încă de a ști că o să vin la un moment dat la această emisiune și va fi luat în discuție. Tocmai pentru că este un document necesar din mai multe puncte de vedere. Sigur, este un raport, este și un document concluziv, este și un document programatic, dacă vrem. Și sigur că poate greu a fost până aici și greu va fi și în continuare pentru a fi dus mai departe ca să poate să genereze rezultate. Bun, acum la modul general, te spune pe drept cuvânt, da? Dar parcă atunci când e vorba despre alții, investiția în educație e cea mai sigură și cea mai bună și cea mai profitabilă. Și nu mă duc mai departe decât să dau două exemple luate, așa, culese de către mine în timp. Da? Sunt două țări din Europa care au reușit să-și depășească un statutul de țară dezvoltată, mediu sau dezvoltată sau mai bine dezvoltată. Aceste două țări sunt Finlanda și Polonia. Polonia e o paradigmă și mai apropiată de noi. E bine, cum s-a explicat asta și cum se explică? Prin investiția masivă în educație. Și încă o precizare. Nu e vorba de o investiție care să dureze zeci de ani, așa cum ar părea. Dar bine, investim, dar noi suntem acum la putere investim și așteptăm rezultatele să se vadă. E bine, asta este una dintre cele mai mari greșeli. Cum spunea și domnul Bădescu, vine câte un ministru și încearcă să facă un pic de agitație, să se simtă ceva, eventual schimbă numele ministerului. Ca cei din suprafață, da, cei de jos, să știe că s-a întâmplat ceva și apoi eventual mai apare un mic scandal. E un nou ministru la educație, e în regulă, și apoi dintr-o dată vine Remania, zice, am fost plin de bune intenții, dar nu am reușit. E bine, în Polonia, rezultatele și plusul de dezvoltare și aportul acesta pe care i-a așteptat din partea învățământului, a venit după 10 ani. 10 ani e o perioadă foarte mică, e două cicluri, da? Da. Deci iată că dacă s-ar putea și nu rezultate la Sfântul Așteaptă, ci chiar relativ rapide. A nimic de adăugat, e evident. Dar atât am remarcat și din studiu că principala problemă e subfinanțarea, pentru care nu e nevoie de un studiu ca să zicem treaba asta. Pe de altă parte, consider și o opinie nepopulară că profesorii și învățătorii și, mă rog, angajații în sistemul educațional nu stau chiar așa de rău pe cât zice majoritatea. Te rog. Așa. Sunt un pic în dezacord cu ideea că ar fi principala concluzie. Eu cred că sunt câteva concluzii care sunt un pic surprinzătoare și neintuitive. Cum ar fi faptul că principala problemă e cea de inechitate. Faptul că dacă în România te-ai născut în rural, parcă ești într-o altă lume. Șansele tale să fii prosper, educat, să ai un cuvânt de spus în conducerea țării sunt mici. Până de curând am avut premieri născuți la țară sau academicieni și așa mai departe. Dar nu va mai fi așa dacă ne uităm la datele de acum. Și acum avem un premier născut la țară. Da, deci principala problemă e inechitatea. Apoi, da, subfinanțare foarte gravă. Avem în lege scris 6%. La noi se dau între 2 și 3%, deci e și o problemă de principiu. Avem o lege care nu se respectă. Dar e o problemă de distribuție a banilor. Pentru că a spus că banii nu ar fi așa de puțini. România este țara din UE cu cea mai inegală alocare a veniturilor. Deci când spunem că profesorii sunt plătiți slabi, e o aproximație și nu e corect. Profesorii începători sunt plătiți foarte slab. Cu mărirea din august vor avea cu 30% mai mult decât salariul minim pe economie. Ori noi ne dorim să avem copii care sunt educați de oameni serioși și motivați și bine pregătiți. Profită de ceea ce a spus cu subfinanțarea învățământului și faptul că România alocă cei mai puțini bani educației din toată Europa, de aceea avem și printre cei mai slab pregătiți muncitori. O recunosc autoritățile, dar o resim mai ales companiile care găsesc tot mai greu noi angajați pregătiți cu adevărat în meseriile de bază.
La școala privată germană din Brașov, 95% dintre cei care învață o meserie își găsesc de lucru în primele 48 de ore de la terminarea cursurilor. Au diplome de calificare în meseriile lor. Cei mai mulți sunt angajați în fabricile sau firmele la care au făcut practică în cei 3 ani de studii. O să lucrez pe operator cu mașină numerică. Mai am puțin de învățat până termin și școala. Eu, în general, mă descurc mai bine în practică. Meseria brățară de aur a dispărut odată cu decizia de acum câțiva ani de a desființa școlile profesionale. În Germania și acum sunt peste 500.000 de absolvenți pe an. La noi doar 26.000 de tineri mai termină o școală profesională, de 15 ori mai puțin decât în anii 90. Dar chiar și aceștia sunt slab pregătiți. La nivel ministerial, parlamentar, prezidențial, nu interesează pe nimeni ce fac acești copii. Avem școli profesionale în România, din care marea majoritate a copiilor nu învață nicio meserie. Cu ocazia asta înțelegeți și noastră de ce nu avem în România un sistem de educație care să funcționeze. Pentru că facem schimbări atât de dese și pentru că nu avem o viziune pe termen lung și de care să ne ținem, indiferent de ce guvernare și de ce ministru al educației vine sau nu. România alocă și cheltuiește cei mai puțini bani pentru educație din toată Europa, doar 3% din PIB, față de Bulgaria cu 4% sau Cehia, Letonia și Portugalia cu peste 6%. De tineri care să știe o meserie e nevoie ca de aer în toate zonele din țară. Deficitul forței de muncă din zona Timiș, din județul Timiș, este acoperit prin import de forță de muncă din Serbia. La întrebarea de ce nu-i aduceți din Cara și din Hunedoara, răspunsul a fost, nu putem mișca forță de muncă în interiorul țării. Asta e absolut dezastros. Mai mult, sute de români preferă să nu lucreze, ci să trăiască din ajutoare sociale. Descurajați sunt cei care consideră că mai degrabă n-ar munci decât ar munci în această țară. Preferă să stea pe VMG, pe venit minim garantat, plus să lucreze în gospodărie, pentru că din punct de vedere al costului de oportunitate, decât să lucreze 8 ore într-o fabrică pe salariu minim, este un lucru care le-ar ieși mult mai convenabil. Cei descurajați și asistații sociali sunt 1,5 milioane de români. Tot atâția lucrează la negru. Ceilalți sunt angajați la stat și la privat. În total, 8,6 milioane de români din 20 de milioane. Deci, din păcate, aceasta este situația care se reflectă și pe piața muncii. Vorbim de finanțare deficitară, ineficientă. Am văzut și acolo o statistică comparativă cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Unde mai stăm prost? La bani, da, alocați educației, la modul în care sunt gestionate aceștia? La faptul că sunt acordați foarte inegal, puțină lume își dă seama că nu e normal ca raportul între salariul maxim și cel minim în educația preuniversitară să fie 3-1, cât e în România. Este în medie 1,5. Deci un profesor, oricât de senior ar fi, nu e de 3 ori mai eficient decât cineva la începutul profesiei. Deci o problemă e felul în care se alocă acești bani. Din august urmează să fie mărite salariile pentru profesori cu câteva procente și în sfârșit ele nu mai sunt acordate absolut uniform. Unde 5% sau 10% ar însemna mult pentru un salariu de 3.000 sau de 4.000 și foarte puțin pentru începători, dar și acum mărirea de 5% pentru cei care intră în sistem. Deci asta e de neînțeles. E 20% pentru cei care au ceva vechime. Nu înțeleg de ce nu au început cu intrarea în sistem. Nu se vorbește deloc despre faptul că peste un sfert din școlile din România, probabil o treime, au cel puțin un profesor necalificat. Imaginați-vă că mergeți la medic și chirurgul înainte de operație vă spune că el de fapt e șoferul, că nimeni n-a vrut să fie chirurg. Cum ați reacționa? Dar mi se pare normal ca în atât de multe școli să fie oameni necalificați. Și nu e o urgență națională, nu e o știre, din păcate. Știrea sunt cei 60 de stâlpi care au căzut în mod legitim, dar iată cum atenția noastră... Nu este o problemă de securitate națională. Da, dar e o problemă de securitate națională și... Ați amintit cazul Poloniei, care e extrem de interesant. Polonia e un caz de succes pe partea industriei, pe partea pieței de muncă. A crescut în aceste scoruri PISA și studiile internaționale și a arătat că se poate. Asta e foarte bine. Dar pare să fi eșuat pe altă direcție și ăsta e un alt mesaj important al studiului. Poate ăsta e mesajul cel mai important. Nu e suficient să avem angajați foarte buni. Dacă oamenii ăștia nu au niște calități minime de cetățeni,
Societatea merge de râpă. Degeaba avem nenumărați IT-iști dacă la un moment dat o să voteze un clovn sau un extremist și societatea, țara își va pierde investiții și o va lua rasna. Ori despre asta nu se discută și școala românească nu investește în direcția asta. Dar voi ați inclus acest aspect, l-ați identificat ca învățarea deficitară a normelor și competențelor democratice? Da, asta e o problemă și, de fapt, problema de deficit democratic se leagă în dublu sens cu cea a educației. Avem probleme în educație pentru că sunt prea puțini cei care se implică în discuții. Până acum s-au implicat profesorii, sindicatele, dar aceste sindicate, din păcate, sunt ierarhice și reprezintă pe cei de la vârf și nu pe cei de la bază. Nu s-au implicat suficient părinții, angajatorii, elevii, studenții. Toate aceste voci trebuie să participe în proces și atunci vom avea politici mai bune. Dar aceste voci trebuie să fie auzite de cineva. Deci aceste voci trebuie să știe că trebuie să fie auzite și ne învârtim un pic în cer vicios. Fundamentul unei societăți de tip democratic este educația. Și ne întoarcem din nou. De ce cetățenii în anumite vârste, la un moment dat, sunt foarte puțin implicați sau deloc implicați sau nu înțeleg ce se întâmplă în societate? Sau pentru mine fenomenul politic este unul exterior din care încearcă să se extragă sau să se ferească? Bun, tocmai mergem din nou la fundament. Educația civică, educația democratică, și asta este din nou prinsă în raport, trebuie să însemne ceva. Observă acest lucru chiar și la studenți care sunt la o vârstă la care spune s-au deschis ochii de tot sau sunt pe care să se deschidă. Și totuși îi vezi rezervați, mai puțin implicați, nu sunt sigur dacă merită să te duci la vot sau ce înseamnă votul. Astea sunt lucruri care nu sunt discutabile și trebuie să pornească cu o sentință din școală și cu informații și cu direcții foarte clare din școală. Asta ar însemna educația civică. Însă lucrurile sunt interconectate. Spuneam mai înainte de ce nu se fac legile sau de ce nu se creează echitate din punct de vedere financiar. Păi s-a spus de nenumărate ori. Legea în sine este lucrată de juriști, niște avocați și cheamă și un reprezentant din educație. Acela este profesor. Nu-i așa? Profesor universitar. Cine parte să face ca să nu mai intrăm în alte subtilități legale. Da, așa se cuvine, privește cu condescendență în jos și își croiește ceva care zice, ce bine sună. Nu? Munca intelectuală trebuie să fie foarte bună plătită, foarte bine plătită. Dar diferențiat, așa după cum ne convine nou. Apoi, mai intervine, pentru că vorbeam de cine face școala astăzi. Școala nu o face nici ministerul și nici inspectoratul. Școala o fac profesorii. Asta se întâmplă peste tot. Profesorul și învățătorul din școala de la țară și până la profesorii eminenți academicieni. Cine da, sunt, vor să cine o facă ca acum 26 de ani ca înainte? Sau bun, cine sunt aceștia? Schimbe? Cum îi aducem? Ceva. Cum îi atragem? Cum îi motivăm? Și cum se creează emulație în învățământ? Pentru că asta este motorul. Asta trebuie să fie motorul, da? E un fel de întrecere învățământul, da? Nu o întrecere între elevi, că se dau premii. Trebuie să fie o întrecere între profesori, mă rog, generic vorbind, în rezultate, în a ajunge și a atinge niște rezultate care apoi să se vadă undeva. Competiție care se face independent de motivația financiară, presupun. Că profesorii de vocație, învățătorii de vocație, nu pe salariul... Din generozitate, din mărimie sufletească, eventual. Nu? Din dorința, dar... Exact. Din conștiința mai bine. Și conștiința faptului că ai o profesie absolut incredibil de pozitivă. Știi frumos. Da, să petreci timpul nu mărind numărul de sticle de suc vândute într-o zi, ceea ce e legitim și e pozitiv, economia merge bine, ci formând oameni. Și asta nu e un slogan. Deci
oamenii care sunt profesori pot să fie mândri de acest lucru și din păcate asta nu prea se întâmplă. Și partea, un alt cerc vicios este că profesorii înșiși nu își recomandă profesia elevilor lor și consideră drept validare profesională un set îngust de profesii care nu o includ și pe cea de profesor. Țările de succes în educație sunt cele în care intri în clasă, la clasa 5-a sau a 10-a și întrebi cine vrea să se facă profesor și vezi mâini ridicate și sunt dintre elevii mai buni. Mai sunt? Da? În țările de succes? Da. În alte țări? În alte țări. Intri la noi în clasă și întrebi? Și nu vor să se facă profesor. Vedem problema asta deficitului democratic când sunt alegeri. Au fost alegeri locale și lumea s-a întristat când a văzut că în atâtea locuri au fost aleși primari la închisoare. E nefiresc acest lucru. Cum se ajunge aici? Sunt mai multe motive, dar unul dintre ele este că oamenii nu penalizează suficient necinstea și genul ăsta de scurtături. Și, în fine, un alt aspect care ne leagă de știrea de la început cu parlamentarii români care votează uneori foarte aiurea lucruri. Cineva a făcut un studiu pe educația școlară a acestora și a arătat cum în timp proporția celor cu studii la universități de categoria 3, există un sistem cu 3 categorii, crește, e tot mai mare. Deci avem tot mai mulți parlamentari care rezonează mai bine atunci când aud de un soi de educație de calitate slabă și care nu susțin inițiativele care ar răvăși un pic sistemul și l-ar face mai competitiv. Bun. Ați realizat această cercetare, ați identificat problemele, de asemenea ați indicat care ar fi direcțiile principale ale schimbării. Ce urmează? Pe masa cui ajunge? Și ce face să nu rămână pe masă doar? Păi, într-adevăr, să se aplice. Da, în primul rând, oamenii care au venit la conferință nu au fost doar consumatori de educație sau experți, ci au fost policy makers. Era posibil să vină ministru, și-a trimis consilierul principal, au fost câțiva consilieri de la președinție, ori ei sunt în priză și sunt tot felul de actori din sistem, dintre care unii chiar s-au întristat când au văzut studiul și au văzut că instituțiile de care se ocupă ei sunt arătate cu degetul, dar pe ei îi vrem drept partener și o parte dintre propunerile noastre nu sunt așa abstracte, hai să fie bine, să fie mai bine, ci sunt niște chestiuni foarte punctuale, sunt ușor de făcut. De exemplu, în universități se vorbește despre calitatea educației, dar nu o măsoară nimeni în mod serios și când o măsoară nu alocă bani în funcție de asta și nu este măsurată calitatea predării. Nicăieri în România nu se face acest lucru în mod serios. În alte țări se face, e ușor de făcut. Cum s-ar putea măsura? Se fac niște platforme online și atunci când studenții vor să-și vadă nota, prima dată au un chestionar pe care trebuie să-l completeze. În România există acest chestionar pe aici, pe acolo, dar nu e conectat de notă și în final răspund cam 2%, 3%. La UBB există? Există o formă de feedback la UBB, care nu funcționează. Da, în momentul în care răspund 3 studenți din 100, nu poți să tragi nicio concluzie serioasă. Atunci când răspund cam toți, atunci știi, observi abuzuri, observi profesori care promit că predau niște lucruri și predau altceva. Și în funcție de asta poți să distingi între universități, le dai un incentiv să lucreze mai serios. Un alt exemplu mai important, în documentele ministerului se vorbește de calitatea școlii. Întrebarea e ce înțelege ministerul prin calitate. Nu găsim definiții clare, dar găsim idei de genul liceele performante din România sunt cele cu rată mare de succes la bacalaureat. Și nu e adevărat. O școală bună e o școală care ia copii de aici și urcă mai mult. Nu ia de sus și menține tot acolo pentru că aveau părinți educați și prosperi. Deci ideea asta încă nu a intrat în sistem. Lucru absolut ridicol. Există așa cumva ca idee, dar nu e intrată în politici, în felul în care se alocă resurse, premii și penalizări. Mi-aduc aminte că această idee vine în discuție recurent. Ar trebui banii repartizați într-un mod just. Cum just? După niște criterii. Întâi să se facă evaluarea. Cum se facă evaluarea? După niște criterii, nu-i așa, drepte,
Da? Și în funcție de asta să vină banii în mod diferențiat. În toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere, inclusiv la profesor. E bine, nu știu când am auzit ultima dată vorbindu-se despre asta, dar știu că poate s-a făcut la modul simbolic sau în orice caz, dacă s-au emis niște principii, nu s-au respectat. Într-adevăr, evaluarea este cuvântul cheie. Cum evaluăm o școală și cum o școală și profesorii care predau, indiferent la ce nivel, și apoi rezultatele elevilor. Da? Să urmărești copilul pe mai departe. Deci ce se întâmplă cu el? Așa. Merge la facultate, intră pe piața muncii, da? Tocmai difuzase știrea. Zicem, asta e un terminal. E un terminal palpabil și face legătura directă între ceva și altceva. Ori acest lucru, iată, nu s-a făcut pentru că nu există curaj, sau nu există voință politică, pentru că unele măsuri ar fi impopulare. Acum există? Nu, ce să existe? Voință politică? Da, dacă vorbim de voința politică a noastră, a celor prezenți aici, da. Noi suntem însă o comunitate care emis niște idei care la un moment dat intră în dezbatere publică, ele trebuiesc apucate de către factorii politici responsabil, la rândul lor diseminate și puse din nou în discuție la un alt, să zicem, la un nivel și mai mare, nu? Așa văd eu că ar trebui să fie. Și la un moment dat se ajunge la un colectiv de elaborare a unei legislații în corespondență cu aceste noi principii obligatorii de schimbare și de reformă. Evit cumva cuvântul de reformă a învățământului. De ce? Pentru că s-ar putea să nu mai însemne nimic. Haideți să schimbăm ceva. Schimbarea pare ceva apropiat, palpabil și care să producă niște rezultate. Sigur. Sunt multe lucruri mici care pot să fie schimbate și e important să intrăm într-un ritm al schimbării, dar al schimbării cu sens, explicată celor din sistem, astfel încât oamenii să vadă beneficiile lor și atunci nu o să mai aibă acest sentiment supărător că tot timpul se schimbă lucruri și ne enervează, în momentul în care vor vedea că se întâmplă ceva pozitiv. Și să vă dau un alt exemplu, foarte, foarte simplu. Manualele elevilor, copiilor, costă statul român, sunt bani plătiți editurilor și statul nu are drepturi de, nu cumpără și drepturi de proprietate intelectuală, astfel că nu le poate pune, nu le poate face accesibile elevilor pe tablete. Tablete care ajung să coste mai nimic, să coste câteva manuale. Profesorii din România ar putea să fie implicați într-un sistem de tip Wikipedia în care ei să-și aducă contribuția la manuale, să fie un proces dinamic în care cunoașterea... Soluție punctuală. Oare când se va schimba ceva în tine? Nu cere resurse. Sunt atât de multe idei unde nu e nevoie de resurse în plus și poți să intri într-o... o formulă de crowdsourcing exact pe acest model și care poate să adune experiență, inteligență și idei noi dintr-o suprafață foarte mare și cu costuri zero. Putem încheia optimist această discuție? Da. Aș vrea să spun că au fost câteva schimbări în ultima vreme și merită observate și nuanțe. Să nu îi punem pe toți acești 20 plus miniștri exact în aceeași oală. Unii s-au descurcat foarte prost, unii mai prost. Au fost câteva schimbări legate de comisiile Gnatcu, de partea de cercetare. Sunt câteva lucruri care merită observate și merită încurajate. Poate că cei oameni vor simți nevoia să schimbe și mai mult. S-a încercat să se reformuleze programa la învățământul gimnazial, s-a înființat o comisie, au apărut divergențe, nu sunt în posesia rezultatelor ultime, poate nici nu există. Părea la un moment dat că ne îndreptăm într-o direcție bună și apoi am început să batem pasul pe loc. Nădăjduiesc că va fi mai multă înțelepciune în aceste lucruri fundamentale pentru societatea românească. Răros. Mihai, mă gândesc că ați menționat în încheiere și o idee. Cei care activează în domeniul educației, profesori, învățători, au o meserie nobilă. Dacă ei dacă văd că sistemul nu funcționează, dacă se dau sfaturi sau se dau idei care nu se implementează, fiecare are posibilitatea să facă ce depinde de el pentru elevii pe care îi învață. E la îndemâna fiecăruia. Consider că asta se poate face și fără bani, și fără legi, doar cu dedicare și motivație din partea profesorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Așteptăm ecourile.
În continuare vorbim despre cămașa țărănească, ce va fi sărbătorită pe 24 iunie de sânziene. Vă invit să vedem ce s-a întâmplat anul trecut la Cluj, când Muzeul Etnografic al Transilvaniei a expus în premieră 191 de ii românești din 15 zone ale țării, donată de Eliza Brătianu și Sabina Cantacuzino. Ie, cămeșe, spăcel sau ciupag, oricum s-ar fi numit, ea a constituit întotdeauna piesa principală în cadrul portului femeiesc tradițional românesc. Cele 191 de piese de port, datate în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, au fost donate Muzeul Etnografic al Transilvaniei în anul 1934, iar de Ziua Internațională a Iei au putut fi admirate pentru prima dată de clujeni. Din colecția Cantacuzino, toate provin din zonele din Muntenia și Oltenia, iar în cazul colecției Eliza Brătianu, o parte au fost colecționate în Transilvania, Bucovina și Banat. Și asta nu este tot. În curtea muzeului, meșteri din toată Transilvania și-au dat întâlnire pentru a prezenta cămășile cusute cu atâta dragoste în zeci de ani. Printre ei am întâlnit-o și pe tanti Veturia, care de o viață coase costume naționale. Când eram mică, mama mea era croitoreasa comunei, așa că avea o drag de a coasă și a lucra. Și eu am avut o soră încă, Silvia, care la amândouă ne-a pus cu mână de micuțe și noi am ținut seamă de asta. Ea ne permite să ne redescoperim tradițiile, să redescoperim frumosul din trecutul nostru și să redescoperim importanța pe care femeia româncă a avut-o în păstrarea acestor tradiții. Anul acesta, Muzeul Etnografic al Transilvaniei s-a alăturat acestei inițiative pentru a doua oară sărbătorim Ziua Universală a Iei printr-o expoziție unică. Alături de mine se află acum Sebastian Paic, reprezentantul Asociației Studențești Zestrea, un tânăr, dar vestit colecționar de costume populare. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și un oaspete de seamă, care ni-i drag de fiecare dată să-l primim, domnul Gheorghe Căpușan, proprietarul Muzeului Poarta de Sufeleac. Bună ziua! Să rămânele, bună ziua! Masa e plină! În spate iarăși avem costume populare vechi, în primul rând, vechi de sute de ani? Cât are cea mai veche? De la sfârșitul secolului XIX. Este greu de găsit un costum care să aibă sute de ani. Nu s-au păstrat. De foarte multe ori țăranii se preferau să se îngroape cu cămășile cele mai valoroase sau cele mai frumoase, să zic, și de asemenea alte cămăși le purtau până la epuizare, până se distrugeau. Deci de asta o cămașă de 100 de ani este cu adevărat o raritate. Deci aici avem un tezaur și vă mulțumim. Sunt și de la Poarta de Sufeleac, sunt și din colecția ta. Da, da, da. Deci combinată. Ce înseamnă cu adevărat o ie autentic românească, domnul Căpușan? Sau ce care poate să însemne decât trebuie să începem de la fir. Firul spune totul și până la culoare, până la model, regiune, zona din care vine. Dar trebuie să înțelegem că pe piața asta a noastră, cu multe ei, firul e baza. Trebuie să fie in, cânepă, bumbac. Cam asta înțeleg eu, o cămașă sau o ie adevărat. Pe lângă aceasta sunt și detaliile tehnice, și anume croiul și amplasarea elementelor decorative. Spre exemplu, termenul ie este folosit mai puțin în Ardeal și mai mult în Moldova și țara românească, în Oltenia și Muntenia. Am adus două cămăși de genul acesta, spre exemplu, această cămașă din zona Mehedințului. Aceasta este cu adevărat o ie. Ie nu înseamnă o cămașă care a fost purtată într-o zonă în care s-a folosit termenul. Mai mult decât asta, este foarte important cum este decorată și cum este croită.
observăm că este o cămașă încresită la gât, adică pânza se adună în jurul gâtului, n-are, așa cum este la o cămașă de tip T, un t-shirt, se vede pe mine, o cămașă modernă, n-are acest element de croi, mânecile din umeri și așa mai departe, ci mânecile pornesc din gât. Mai mult decât atât, pe mânecă apare altița, care este acest câmp ornamental, sub altiță este încrețul, care este un element foarte important, definitoriu pentru ie, și sub încreț, râuri. Poate să fie unul sau mai multe, de obicei în număr impar. Pe lângă această cămașă am mai... o expun așa un pic, sper că se vede bine, e o bucurie și estetică, nu numai tehnică, o altă cămașă de lângă Drăgășani, care respectă aceleași elemente, altița pe umăr, încrețul, care în cazul acesta este cusut cu mătase albă, și râurii. Între râuri are șabace. Este lucrată cu fir metalic, cu paiete, sigur, acestea erau niște materiale care s-au găsit de cumpărat și doamnele de la țară, domnișoarele, se bucurau foarte mult să le folosească. Încă din secolul XVIII au început să intre mai des în arsenalul de materiale pe care le foloseau țăranii. Trecând munții în Ardeal, ajungem la un alt tip de a ornamenta, aceeași cămașă încrețită la gât. Aceasta de unde este? Asta este din Chiuiești, Măgoaja, județul Cluj, o zonă limitrofă a țării Lăpușului. O zonă foarte, foarte puternică înrudită cu țara Lăpușului. Între specialiști o includ în țara Lăpușului, alții zic că este o zonă înrudită și care ține mai mult de dealurile Clujului. Observăm pui peste cot sau pene peste cot. Această ornamentație pe mânecă orizontală. Fodorii sau fodre sau în funcție de zonă are diferite denumiri acest volănaș și încrețitura, care este realizată pe cutuliță, adică materialul este încrețit și pe vârful încrețelor se realizează broderia. Aceasta este o cămașă care se închide în față și era purtată poate mai mult iarna, pentru că în Ardeal avea un prestigiu foarte mare pieptarul. Și este groasă. Este într-o pânză mai groasă, într-adevăr. Ia spuneți-ne, cămeșa dumneavoastră, de când o aveți cămeșa și de cine asta ai făcut-o? Găsit undeva să spună în povestea cămeșilor. Are o poveste scurtă, de câte am reușit eu să o aduc. Am găsit-o la Negreni și este dintr-o zonă a Bihorului și am găsit-o la Negreni la niște țigani să culca pe ea, cum dormeau noaptea în târg pe ea. Și am dat o sumă de bani, am luat-o și mi-e foarte dragă. Nu ne aparține nouă cu zonei Clujului, dar e o cămașă super frumoasă. De unde această pasiune pentru costumul popular? Amândoi avem cam pasiuni comune, zic eu. Cred că există în noi în fiecare un sâmbure de pasiune și mie mi s-a evit ocazia după ani și ani să mă apuc de această pasiune. Și în 2014, da, ați înființat acest muzeu, da, Poarta acest de muzeu, Sub Poarta de Feleac. Sub Feleac, împreună cu soția, fără soția Rodica. Acum nu vedem prea, imagini de nu la aș prea putea... casa dumneavoastră. Da, așa e, un muzeu. Pe imagini astea chiar ieri a fost plin de oameni, am avut 31 de studenți și 3 arhitecți. Eu cred că în fiecare săptămână vii plin da, ograda, dacă proiecte, nu fiecare zi. Facem niște proiecte acum pentru a dezvolta un pic ceea ce am realizat până acum. Ție? De unde ți-a venit această pasiune? Cine ți-a inoculat-o? Cred că sunt două filiere. Odată este cea care ține de familie. Am avut niște bunici care făceau parte din sistemul acesta al culturii tradiționale și am putut vedea în copilărie ce înseamnă mentalul arhaic. Sigur că nu înțelegeam sau nu puteam exprima
lucrurile astea, dar s-au sădit primele semințe. Iar cea mai importantă întâlnire... Din zona Drăgășanului? Da, de lângă Drăgășani, dintr-un sat, de unde este și cămașa aceasta. Cămașa aceasta, spre exemplu, este din familie. Aparține unei mătuși, a bunicii, unei nașe, a bunicii mele. Deci este din... Era dintr-o familie bună. Păi... După cum arată. Așa zic și eu. Iar apoi? Apoi în liceu am avut o întâlnire admirabilă care mi-a schimbat la propriu și la figurat cursul vieții. L-am cunoscut pe profesorul Ioan Sorin Apan, profesor pe vremea aceea la liceu Andrei Șaguna din Brașov, profesor de fizică și religie. El a înființat în liceu un grup, se numea Minisatul Sfântul Andrei și aveau diverse activități legate de tradiție, ateliere de meșteșuguri, reconstituire de obiceiuri și cunoaștere. Cred că asta era cuvântul care definește în măsura cea mai importantă ce se întâmpla acolo. El era extraordinar de erudit, avea niște lecturi fabuloase. Despre lucrul ăsta vorbește și Patapievici în Zborul în Bătaia Săgeții și pomenește acolo destul de mult. Și pe noi ne-a impresionat și ne-a deschis în primul rând o cale de cunoaștere extraordinară legată de cultura tradițională și nu numai. Da, drumul tău mai departe nu a mers spre etnografie și folclor ca studiu, ci a mers către chimie. Da, a mers. Uite, aici tot avem un element spre o comun. Așa. Tot spre o pasiune. Și acum ești doctorand. Acum am sau am terminat, ai terminat cu... ești doctor? Nu sunt doctor, am terminat cu subiectul chimie, am și te-ai dedicat? Să continui să mă dedic în totalitate cultură tradițională prin asociație și nu numai, și colecția și toate activitățile și gândurile mele merg în direcția aceasta. Domnul Căpușan, fiecare zi din viața dumneavoastră vă dedicați aceste, mai vorbind de pasiune de, deja sau nu e un putem mod de a trăi? Nu putem spune că o dedicăm, pentru că noi trăim acolo în, între piese, toată ziua cu musafiri, acolo dormim, am locuit în zona Mărăști, am vândut tot ce am avut aici în oraș și chiar ne-am mutat la periferia orașului, care, după părerea mea, e o mare fericire locul în care ne-am așezat. O oază de verdeață, o bucurie în care nu vă puteți imagina câtă liniște. Pe care ați pus-o în valoare. Mihai, tu ai fost la muzeul Poarta Îmi de Sufelea? Îmi pare foarte rău că nu am fost până acum. Ei, să nu ratezi ocazia. Un obiectiv pentru mine mai multe vreme să ajung acolo, încă nu s-a întâmplat și îmi pare rău. Cu toate că drumul este lung și anevoios și autoritățile nu fac nimic în acest sens, ne-am mai prezentat. Dar dumneavoastră faceți multe lucruri acolo? Că ar fi bine să rămână așa. Da? Da, să pentru nu fie că civilizația asta de se pare că nu aduce chiar lucruri, toate sunt frumoase. Și... Dar dumneavoastră ați adus tradițiile și obiceiurile în centrul Clujului și vă propun chiar să dăm niște imagini de anul trecut. Da. De la ziua ei, când ați venit cu vecini, cetăraș, jucăuși. Da, copii, da. Pentru prima dată am reușit de la catedrală și până la muzeul etnografic să ducem vreo 50 de oameni îmbrăcați în costume și nu numai împreună cu violoniști, cu gurdună, contrabas, nici nu câtă plăcere și ne-am oprit în câteva puncte ale orașului, împreună cu pietonii, cu lumea care a vrut să ne admire. Era și niște cununițe de sânziene. O să vedem în imagini. Niște acoperișuri. Da. A fost un proiect. Un proiect foarte reușit. Foarte reușit, împreună cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și cu Primăria Cluj. Am așezat și anul ăsta un dosărel pentru ziua internațională a ei. Se pare că nu... Au fost alte priorități. Da, banii poate. Au fost... pentru alte evenimente. Poate încercăm la anul. Vedeți și poate încercăm împreună, domnul Căpușan, așa cum am făcut și anul trecut. Oamenii din imagine, de exemplu, sunt adevărați lăutari, adică vin din Frata și Soporul de Câmpie. Am ținut neapărat să aducem muzicanți adevărați. Și am fost extrem de mulțumiți de ei. Poate și auzim puțin. Tare frumos cântă. Dacă urmăriți câteva imagini, o să vedeți că chiar și pietonii ni s-au alăturat, au jucat împreună cu noi, a fost ceva
oameni de undeva, am înțeles, din Asia, ceva japonez, împreună cu noi, da. Uitați că spuneați de cununițe, da, aici o vedem cununițe. Pe doamna Rodica Căpușan, cum împletește cu fetele. Da, și cu instructoarea de dans, Corina, care la fel... Noi suntem mult mai mulți care așezăm lucrurile astea, cât credem noi că le putem realiza să nu fie chicioase. O parte chiar nu putem, e foarte greu să treci peste chici. Deci este foarte precar acest echilibru. Tu cum îl percepi, Sebastian? Ce trebuie să facem rând, să păstrăm autenticitatea? Sigur, autentic este orice lucru care e făcut de un om din sufletul lui. Tradițional, în schimb, este altceva. Tradiția înseamnă ceva care se înscrie într-o serie supusă unei transmiteri în generație în generație, iar această transmitere în foarte multe cazuri s-a fracturat uneori chiar în perioada interbelică, alteori în perioada comunistă și cred că cea mai grea luptă este cu mentalitățile formate în perioada de dinainte de Revoluție, în cei aproape 50 de ani, în care s-a creat o imagine, zică, falsă despre ceea ce înseamnă cultură tradițională adevărată. Adică am fost învățați cu dansul popular, care este diferit de dansul țărănesc, am fost învățați cu muzica populară, care este diferită de muzica țărănească, am fost învățați cu portul național sau costumul popular, care este diferit de haina țărănească și așa mai departe. Lucrul ăsta se reflectă în toate aspectele artei populare. O încondeat, lemn, mai... și așa mai departe. Și Ia a fost ușor pervertită, mică, a fost mult. Era foarte mai mult pervertită. Și acum este în pericol. Acum este în pericol, dar există totuși mișcări care încearcă să redobândească sau să se reconecteze, să învețe despre ce însemna costumul și portul, mă rog, în ansamblul lui de la sfârșit de secolul XIX. Și este salutară inițiativa Muzeului de Etnografie de anul trecut de a scoate din depozit acea colecție fabuloasă Cantacuzino Brătianu. Acum această expoziție a luat drumul municipiului Satu Mare și se poate vedea acolo, da. Dar nici noi nu ne lăsăm mai prejos, deoarece la Muzeul Etnografic va avea loc un eveniment cu ocazia Zilei Universale a Iubirii. Da, exact, exact ce ziceam. Există oameni care încearcă să recupereze și să învețe despre ce însemna cămașa. Expoziția de anul trecut a fost gândită în contextul acestei mișcări pornite de vreo 3 ani de reconștientizare a ceea ce înseamnă IA tradițională. Există mai multe mișcări la Blues Rumen, Semne cu Sute în Acțiune, Semne cu Sute, în fine, inițiate de Ioana Coruneanu. Foarte multe doamne care s-au apucat să coasă. 11.000 de femei care... 12.000 care... Așa că... Da. Participă la o șezătoare online. Da, sigur, ele se întâlnesc și în realitate, în diverse focare, la Piatra Neamț, la Vâlcea, în toată țara sunt foarte multe locuri în care se întâlnesc și la Cluj există o șezătoare de genul acesta. În mediul virtual se vehiculează foarte multe informații, deci practic cine vrea să se apuce de cusut o cămașă sau o ie tradițională găsește toate informațiile necesare aduse la oaltă, pentru că ele există în biblioteci, dar poate că e mai greu de accesat. Se merge direct la sursă. Să caută unde da. Trebuie. Acum există în mediul virtual tot ce trebuie și o să vedeți la expoziție niște realizări extraordinare după modelele, după unele după planșele din anii 30 făcute de doamnele din perioada aceea, Brătianu și așa mai departe, și alte planșe făcute de Ioana Coruneanu în zilele noastre, care tot așa încearcă să respecte cât mai fidel originalul. Și o fată strajnică încearcă să demonstreze că da, nu mă încearcă, poate că chiar o demonstrație. Chiar reușește. A realizat până acum câteva cămăși. Este vorba de Maria. A șasea cămașă cu ciupac. Ciupagul este în spatele lui cămașă cu ciupag. Da, avem două cămăși și una încă pe masă, cămăși cu ciupag. Ciupagul este un termen generic, nu s-a folosit în toate zonele în care s-a purtat acest tip de cămașă. Este acest câmp ornamental, trapezoidal de obicei, cusut pe material încrețit, și o să întorc ca să se vadă. Pânza este mai întâi încrețită și pe vârful încrețelor foarte se brodează modelul.
fără excepție, sunt modele geometrice, așa cum cu cât mergem mai în urmă și găsim, ne uităm la piese mai vechi, în general sunt modele geometrice, nu florale, ele au început să apară mai târziu în ornamentica tradițională. Această cămașă este din zona Huie din Mărgău. De asemenea, în spatele meu este o cămașă neagră sau cu ciupac negru, tot din zona Huie din Mărgău, și încă una din Bistrița. O cămașă foarte rară. Din păcate, ne apropiem de finalul emisiunii. Îi invităm pe telespectatori la Muzeul Etnografic, da, să vadă pe viu vineri, cum se lucrează și ce a realizat Maria, ce a reușit. Nu și nu ea. Numai ea. Cine mai spuneți? Sunt mai multe persoane. O să fie câteva zeci de cămăși din toată țara. Și atunci putem să întrebăm, să vedem, să luăm modele și să vedem dacă ne apucăm și noi tăcusul, de ce nu? Sigur. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumesc. Că ați dat viață platoului nostru și cu niște piese atât de rare. Mulțumesc doamnelor și domnilor, sunt Luminița Purtea-Cotuțiu și vă doresc toate cele bune. Thank you.